Am realizat că amintirile pe care le ai cu coechipierii tăi și timpul petrecut cu ei și glumele și toată distracția pe care ți-o dă cantorul, ca să spun așa, și restul jocurilor, sunt o amintire pe viață, adică nu pot fi șterse niciodată. Consider că o echipă formată trebuie să se comporte exact ca o familie, să se înțeleagă, să se ajute mereu la nevoie. Bădeasemise Valentin, joc pentru echipa XPC Gaming. Sunt în staff-ul XPC de un an și jumătate și joc pe rolul de Anti-Fragger. Salut, sunt Ryder de la echipa Nexus și sunt Anti-Fraggerul echipei. Cariera mea de gaming a început undeva prin anul 2014. Am fost recrutat de Exi de la echipa Cool, eram un simplu anonim. Iar de atunci am început să excelez în domeniu și am ajuns să joc unde joc acum, la Nexus. Am avut altă echipă înainte, XPC. N-am mai avut timp să mă joc și acum joc pentru echipa Nexus. Eu m-am născut în Târgoviște. Am început să mă joc Counter datorită fratelui meu. El se juca prin anul 2004, se juca în PGL. Și stăteam în fiecare noapte să-i urmăresc meciurile, îl susțineam de fiecare dată, mergeam cu el la sală. Și de atunci am acea dorință să devin un jucător bun și să-l bat. Actuala XPC este singura organizație care a reușit să îi pună talentul în valoare, ca să spun așa. E organizația la care s-a afirmat, chiar dacă știam cu toții cine e Semințe și înainte. E organizația la care s-a afirmat în România și nu cred că există jucători de CSGO care, în momentul în care aude Semințe, să nu zică spray control imediat, în secunda 2. E trademark-ul lui, ca să spun așa. Și l-au ajutat, în primul rând, pentru că i-au dat patru coechipieri de calibrul lui, cu care se poate înțelege, cu care a format o relație de prietenie și asta contează foarte mult în joc. După cum vedeți și la echipele mari din afară, nu prea există jucători să apară într-o echipă nouă și să nu aibă o relație de prietenie cu ceilalți. Prietenia într-o echipă e clar ceea ce aduce succes. E nevoie să ai prieteni lângă tine în echipă. Urmăresc pe Gero de când aveam 7 ani. Mă uitam la tag, mereu îi susțineam, mă uitam la demo-uri, vreau să învăț din ce în ce mai mult jocul, chiar dacă aveam o vârstă foarte fragedă. În primul rând, ca om, cred că are un caracter minunat și asta se reflectă direct în mentalitatea lui de joc, ca să spun așa. Se înțelege bine cu toată lumea, nu l-am auzit să se certe, nu l-am auzit să dea cu pumnii în masă, să facă rage, mai pe scurt. Și asta îi oferă și avantajele asupra inamicilor, pentru că știe să-i pună foarte ușor pe picior greșit și îi face să greșească, lucruri care, bineînțeles, îi scoate din minți, pentru că cam asta e mentalitatea în România. Și din punctul meu de vedere, clar, e un lider și așa trebuie să fie și văzut. Am intrat la facultatea de medicină dentară, tot datorită fratele meu. El a terminat acum 2 ani. Și am văzut că e o meserie foarte bănoasă și foarte plăcută. Poți să-ți faci programul în așa fel să poți să faci altceva în timpul liber. Și am decis să intru la medicină, doar că primul an a fost mai greu, nu știam cu ce se mănâncă. Și a trebuit să mă las pe o perioadă de 4 luni de counter. Mi-a fost foarte greu, dar o să fiu un dentist care să joacă CSGO. Mă numesc Alexandra, sunt prietena lui Roberto. Ne cunoaștem de 7-8 ani. De pe atunci era gamer profesionist.
cred și sunt sigură că pune foarte mult suflet și nu este o pasiune trecătoare. După ce am jucat la Cool Gaming, am jucat la echipa XPC. Am fost un line-up format din eu, doi jucători de la Cool, eu și Semințe, Real Cron de la Next Please, Starkiller care a jucat la Airwalk, să zic așa, și Remchez la fel la Airwalk. Ne-am vorbit, ne-am făcut o echipă de 5 și am bătut cam tot, dar online. Când am ajuns la faza Pălan, ne-am cam clacat și am ajuns pe locul 2. Ryder era la fel ca și mine, un anti-fragger. Îmi plăcea mereu să joace agresiv, să se bage, să deschidă harta. Doar că în momentul în care am plecat în Japonia, el nu a mai evoluat. Eu în acel timp am căpătat mai multă experiență, m-am jucat din ce în ce mai mult. Și când s-a întors, s-a văzut diferența de skill și acum nu mai este dedicat, nu mai vrea să joace. Pe Semințe l-am cunoscut înainte să devin un jucător profesionist. El nu avea echipă, eu nu aveam echipă, ne-am făcut o echipă la Cool, recrutați de Exit. Și de atunci ne-am legat unul de celălalt, ca să spun așa. Am jucat mereu împreună, până n-am mai putut eu să mă joc Counter-Strike și a trebuit să ies din echipa XPC. Semințe pentru mine a fost cam cel mai bun echipier pe care l-am avut. Mă simțeam încrezător, îmi dădea putere să mă joc, să continui și nu zicea niciodată lasă-te sau ceva genul ăsta. Îmi spunea mereu, bravo, hai că poți, tot ce trebuie să țină moralul sus. PGL-ul consider că este un turneu ușor și de când am aflat că primul loc se duce în Jakarta, avem o motivație mult mai mare ca să câștigăm acest turneu. Să reprezint România în Jakarta este o oportunitate foarte mare. Acolo o să dăm de echipe bune, foarte bune, Suedia, Danemarca, Germania. Și există acea motivație, jucăm pentru România, hai să demonstrăm că România are jucători talentați. Și știu că se poate, am încredere în toți echipierii mei și știu că o să se dedice 100% pentru acest concurs. Dacă voi câștiga primul loc la divizia PGL și voi pleca împreună cu echipa mea în Jakarta, mă va motiva foarte tare și voi reveni în joc pe parcurs sau chiar la acel an. Voi fi foarte motivat să aduc România cât mai sus.